S-a arătat în emisiune Cina pe care Valentina a avut-o în casa băieților. Aceștia au avut foarte multe curiozități despre jobul Valentinei. Aceasta le-a explicat cât se poate explica la televizor, a spus. Și Cristian a avut o întrebare pentru ea: dacă ar face un film cu el, Valentina spunea că doamna Simona îl întreba pe Cristian dacă a făcut și el videocea, dacă a făcut conținut pentru adulți. Cristian inițial a spus că nu, apoi a zis că au apărut acum trei ani niște poze cu el și le-au asumat și până la urmă a spus că da, a făcut, a avut o încercare, a vrut, a spus ca orice băiat, ca orice tânăr să vadă cum este și își asumă, pentru că el a făcut și lucruri bune, dar și lucruri rele, a spus. A fost întrebată mama lui dacă știa acest lucru despre Cristian și dânsa a spus că a aflat din mediul online ce a făcut Cristian. Dacă a fost afectată, a întrebat-o doamna Simona și Cristian a spus că nu, părinții lui nu sunt afectați, însă doamna Simona a insistat ca mama lui Cristian să răspundă la această întrebare, însă a spus că ținând cont că oamenii au prejudecății, nu se poate să nu fie afectat, dacă e vorba de imagine, de familie, pentru că nu îți dorești să afli așa ceva despre copilul tău.